genul programului divertisment. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Suntem la mijlocul săptămânii și parcă suntem mai vesele ca niciodată, pentru că mai avem doar joi și vineri și încheiem săptămâna. Vine weekendul. Bună dimineața, Alisa! Bună dimineața! Cum a fost astăzi sosirea spre serviciu? Oh. De fapt, toți colegi, vrem să vă anunțăm așa neapărat, dacă plecați așa de vreme de acasă, îmbrăcați-vă foarte, foarte, foarte gros. Eventual, dacă dați peste mănușile pe care le-ați folosit anul trecut, luați-le cu voi, da, pentru că este foarte rece, sunt doar 3 grade afară. Nu ne-au înghețat și picioarele și mâinile, deși ne-am îmbrăcat cât de cât bine, nu-i așa? Da, așa este. Am simțit că sunt într-o dimineață de plină iarnă. Da, noi ne-am simțit nu ca toamna, ca iarna, așadar îmbrăcați-vă foarte bine dacă plecați de acasă, este sfatul nostru. Să începem cu scurtul rezumat al datelor istorice ce s-au petrecut de-a lungul celor 2018 ani, în data de 26 septembrie. Și o să încep eu cu anul 1387, când Petru I Mușat, domnul Moldovei, recunoaște suzeranitatea poloneză. Continuăm cu 1815, când a fost semnat la Paris actul de constituire a Sfintei Alianțe de către Alexandru I, țarul Rusiei, Francisc I, împăratul Austriei și Frederic Wilhelm al III-lea, rege al Prusiei. În 1874 are loc la București prima competiție internațională din analele sportului românesc, și anume concursul de tir. În 1960, la Chicago, Illinois, a avut loc prima dezbatere televizată, înaintea alegerilor prezidențiale din SUA, între Richard Nixon și John Kennedy. Tot 26 septembrie, tot anul 1960, Fidel Castro anunță sprijinul Cubei pentru URSS. La 26 septembrie 1991, are loc a patra mineriadă. Minerii revin în Piața Victoriei. Au loc negocieri cu ușile închise între reprezentanții minerilor și cei ai conducerii țării. Se obține demisia guvernului român, anunțată la orele 12:30 din balconul Palatului Victoria. Seara, minerii încearcă să pătrundă în televiziune. Au loc scene de violență și vandalism. Și o să încheiem cu anul 2002, când la 26 septembrie, la Timișoara, de fapt orașul Timișoara a devenit primul oraș din România cu un sistem de iluminare inteligent. Pe perioada nopții, când traficul scade mai mult, are loc o reducere a nivelului de iluminare, fără a afecta însă siguranța circulației, astfel încât consumul de energie electrică se reduce cu până la 30%. Așadar, ar trebui să urmăm și noi acest lucru, acest experiment. De fapt, cred că nu mai este un experiment, nu-i așa, Alisa? Da. O idee foarte bună. Da. Ne pregătim pentru că urmează personalitățile 26 septembrie. La 26 septembrie 1907, în Azud, România, s-a născut Dan Bota. A fost un poet, eseist și traducător român din perioada interbelică, frate al actorului și poetului Emil Bota. Tatăl, medic, provine dintr-o veche familie ardelenească. Mama era corsicană. Dan Bota era licențiat în greacă veche, latină, drept și educație fizică. Ca traducător, în 1956, Dan Bota a dat o excepțională traducere a Baladelor vilonești, ediție prefațată de Tudor Arghezi. Adept al ideologiei legionare, colaborator al revistei legionare Sfarmă Piatră, Bota fondează în anul 1941 revista Dacia, împreună cu Octavian Tăslăuanu și Emil Giurgiuca. La 26 septembrie 1922 s-a născut Nicolae Romanovici Romanov, prinț al Rusiei. A fost pretendent la conducerea casei Romanov și președinte al Asociației Familiei Romanov. Deși, fără îndoială, a fost un descendent al țarului Nicolae I al Rusiei, titlurile sale au fost revendicate de cei care susțineau că mariajul părinților săi a încălcat legile Rusiei imperiale. În timpul celui de-al doilea război mondial, prințul Nicolae și familia sa au locuit la reședința regelui Victor Emanuel al III-lea al Italiei. Refugiat din naștere, prințul Nicolae a fost un apartid și a folosit pentru a călători în străinătate o scrisoare emisă de regele Greciei. În cele din urmă a devenit cetățean al Italiei în 1988. Prințul Nicolae a vizitat Rusia pentru prima dată în iunie 1992, când a acționat ca un al doilea ghid turistic pentru un grup de oameni de afaceri.
La 26 septembrie 1950, în București, s-a născut Dan Grecu. Este antrenorul coordonator al lotului olimpic masculin de gimnastică, vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică, arbitru internațional de gimnastică și fost gimnast român de valoare mondială, laureat cu bronz la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal în anul 1976. Realizări deosebite a avut la campionatele europene din Grecia în anul 2002, unde a obținut locul 1 cu echipa, locul 1 la individual compus Dan Potra, locul 3 la sol cu Marian Drăgulescu, locul 2 la cal cu mânere Ioan Suciu, locul 1 la cal cu mânere Marius Urzică, locul 1 la sărituri cu Marian Drăgulescu. Succes de răsunet a avut la campionatele europene din 2004, unde a intrat în cartea recordurilor cu 5 titluri europene din 8 posibile, unde a obținut aur cu echipa, aur cu Marian Drăgulescu la individual compus, aur la sărituri cu Marian Drăgulescu, aur la sol, tot cu Marian Drăgulescu și aur la cal cu Ioan Suciu. Am revenit și desigur Alisa ne va încânta această dimineață cu o epigramă scrisă de domnul Constantin Mândruță. Este despre vreme? Nu, cred că este despre ceea ce va urma în urma acestei vremi urâte. Așa, să vedem cum sună. Diagnostic. Doctore, cu lenevia spui că eu mă identific. Dă-mi să nu știe soția, diagnostic științific. Bună. Ei bine, sper să nu avem nevoie și noi de diagnostic în urma acestei vremi reci în această dimineață. Cum stăm cu datele meteo, cu vremea? Pentru că deja avem o impresie, trebuie să ne schimbăm sau suntem triști pentru că vremea rece s-a instalat? Suntem triști pentru că și astăzi vremea rece rămâne pe la noi, de-abia de mâine avem schimbări. Astăzi temperatura maximă va fi de 17 grade Celsius, la noapte minima va fi și mai mică, de 3 grade Celsius, însă avem o veste bună, nu sunt șanse de precipitații. Și mâine, poimâine, cam cu câte grade se va încălzi? Mâine ajungem și la 20 de grade Celsius maxim în timpul zilei, după la 22 vineri, ușor, ușor crește. Am înțeles, deci deja 3-5 grade parcă ne dau un motiv în plus să ne bucurăm, să așteptăm weekendul. Mai avem, putem, datorită vremii, să mai facem un grătar afară, adică nu o să ne fie chiar atât de rece. Nu. Am putem. Înțeles, în weekend. Bun. Urmează revista presei. Deschidem revista presei în această dimineață cu cotidianul Curierul Zilei, care pe prima pagină ne anunță apă cu bacterii în 3 comune. Citim și noi detalii în pagina a doua imediat. Astăzi este Ziua Mondială a Contracepției. Suntem campioni la mame sub 15 ani. Detalii avem în pagina a doua și salvamontiștii l-au găsit în munții Făgăraș. Este vorba de turistul de 22 de ani care a murit din pricina frigului. Tragedie în munții Făgăraș luni seară. Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Sălaj, aflat pe un traseu montan, a fost surprins în ținută de vară de vremea rea. A făcut șoc hipotermic și a intrat în stop cardiorespirator. Ore bune a fost resuscitat, însă din nefericire, starea lui nu s-a îmbunătățit. Așa că ieri dimineață se afla în stare critică, medicii nu aveau speranțe că tânărul își va reveni, însă în cele din urmă, la ora 12:50, a fost declarat decesul băiatului. Tot ieri, alți 5 turiști străini au fost surprinși de vremea rea, au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor, așadar, mare atenție, îmbrăcați-vă bine, pentru că muntele este munte și acolo știm că mereu putem avea parte de surprize neplăcute chiar. Detalii despre acest subiect aflați în pagina a treia. Mergem și noi mai departe și vă mai spunem că imnul centenarului va fi pe acorduri de pian vineri, începând cu ora 14, în sala de conferințe din cadrul Bibliotecii Județene din Nicu Golescu, Argeș, se va desfășura manifestarea Muzica Poeziei, Poezia Muzicii. Este vorba de o manifestare de suflet aflată sub semnul centenarului Marii Uniri. Cardiologul Adrian Tase, fiul acestuia, student la Conservatorul din Cluj, Andrei Tase, și poetul Constantin Teodor Craifăleanul, alături de muzicianul Bogdan Giurea, vor susține un spectacol de muzică și poezie. Detalii despre acest subiect aveți un amplu reportaj în pagina 7.
vor calificare în optim. CS Mioveni abordează meciul de la Liești de astăzi numai la calificare. Echipa lui Iordan Eftimie dorind să joace încă o dată în fazele superioare ale Cupei României. Adversară mult mai modestă, echipa gălățeană activează în Liga a treia. Detalii sportive aflați din pagina a patra. Anis pe Transfăgărășan, așadar v-am anunțat și mai devreme, mare atenție, primii fulgi de zăpadă au căzut în munții Făgăraș luni seară, astfel în acest an prima ninsoare a fost înregistrată în luna septembrie. A fost viscol și ger, iar zăpada a format un strat de câțiva centimetri în aproximativ o oră. Meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să scadă. Detalii despre acest subiect găsiți în pagina a treia și tot acolo aflați că după ce a băut cu prietenii, a căzut în cap pe casa scării. Este vorba de un bărbat de 56 de ani din Câmpul Lung, care a ajuns ieri în jurul prânzului la spitalul municipal în stare de inconștiență după ce a căzut de la etaj pe scara unui bloc din cartierul Grui. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor de la compartimentul de primiri urgențe, bărbatul a decedat, iar cazul este acum cercetat de către polițiști. Și, din nou, mare atenție, când a ajuns în Câmpul Lung, ursul a mâncat oaia omului. Ultima apariție a lui Moș Martin la Câmpul Lung s-a înregistrat la sfârșitul săptămânii trecute pe Valea Bărbușii, un urs de 200 de kilograme, sau aproximativ 200 de kilograme, după cum l-au descris localnicii, a venit până în gospodăriile oamenilor, omorând mai multe oi. Detalii despre acest subiect aflați în pagina 12-a. Mergem mai departe și medicii de la Spitalul Militar în pagina a doua aflăm că aceștia au o campanie umanitară organizată de Spitalul Militar de Urgență Dr. Ion Jianu din Pitești, aprobată și susținută de Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale, care continuă și luna aceasta. Astfel că sâmbătă 29 septembrie, între orele 9 și 16, o echipă a Spitalului Militar, condusă de comandantul acestuia, colonel medic Alexandru Gigel Guiță, va fi în comuna Căldăraru. Vor fi acolo prezenți medici de medicină internă, medici de familie, oftalmologie, cardiologie, dermatologie, ORL, psihiatrie, neurologie și un ofițer psiholog. Asistența medicală de urgență va fi asigurată de compartimentul primiri urgențe, iar suportul logistic de personalul încadrat în managementul calității comunicare și relații publice, informatică și administrativ. Acțiunea va avea loc în căminul cultural din Căldăraru. Se oprește curentul la Câmpul Lung, care sunt zonele, le aflați din pagina a doua, și așa cum am spus, apă cu bacterii în trei comune. Inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Argeș recoltează periodic probe de apă din sistemele și fântânile publice din județul nostru. Acestea sunt analizate în laboratoarele Direcției de Sănătate Publică, atât din punct de vedere fiziochimic cât și microbiologic, pentru a se vedea dacă se încadrează în limitele legale în privința potabilității. Așadar, Rociu, Ștefan cel Mare, Slobozia, Mozăceni, Negraș, Suseni, Racovița, Davidești, Hârtiești și Vulturești, toate probele analizate în cadrul monitorizării de audit au evidențiat că parametrii s-au încadrat în valorile admise. Excepție fac ce comuna Rociu din ca și sistem Gliganu, comuna Mozăceni, sistem Zidu și comuna Negraș, sistem Negraș. În cele trei sisteme, apa conținând bacterii califorme. Mai multe detalii despre acest subiect aflați din pagina a doua. Și așa cum am spus, astăzi este Ziua Mondială a Contracepției. Suntem campioni la mame sub 15 ani. Este un raport al Direcției de Sănătate Publică Argeș, care a desfășurat pe perioada 26 septembrie-15 octombrie campania pentru Ziua Mondială a Contracepției, având sloganul Contracepția, viața ta este responsabilitatea ta. România este, din păcate, pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de copii născuți la mame cu vârste sub 15 ani, reprezentând o treime dintre toate cazurile Uniunii Europene, conform unui comunicat al Societății de Educație Contraceptivă și Sexuală. Așadar, 9 cabinete de planificare familială funcționează în județul Argeș. Care sunt acestea și un amplu reportaj despre acest subiect aflați în pagina a doua. Cum v-am informat, anins pe Transfăgărășan, mare atenție, la cota 2000 munții Făgăraș și fulgi de zăpadă și-au făcut apariția deja și șoferii trebuie să fie foarte prudenți. Tot pentru șoferi, atenție mare, 14 șoferi au rămas pietoni. Mergem mai departe în pagina a șaptea.
unde aflăm că mâine, începând cu ora 19, la Filarmonica Pitești avem concert de pian pentru 4 mâini. Filarmonica Pitești organizează mâine 27 septembrie, începând cu ora 19, la Centrul Multifuncțional, un nou concert simfonic, avându-i ca dirijor pe Alexandru Ganea, iar ca soliști pe pianiștii Eugen Dumitrescu și Corina Răducanu. Mai multe detalii aflați în pagina 7. Și este posibil să cadă bruma. De pe ultima pagină aflăm această informație. Meteorologii au realizat prognoza vremii până pe 7 octombrie și potrivit acesteia până mâine, inclusiv răcirea accentuată a vremii, va determina înregistrarea unor valori termice mult mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă din an, cu maxime de 14-19 grade Celsius și minime de 3-8 grade. Valori nocturne în jurul a 0 grade fiind posibile la mijlocul săptămânii în zona subcarpatică, unde vor fi condiții de brumă. Așadar, mare atenție! Mergem mai departe și avem cotidianul Argeșul, care pe prima pagină ne anunță despre academicianul Gheorghe Păun, care a spus așa: fiți atenți la agresiunea continuă împotriva identității naționale. Academicianul Gheorghe Păun a avut zilele trecute la colocviile municipiului Pitești un discurs captivant despre conflictul între globalizare și identitate națională. Ce s-a întâmplat la noi după Revoluție, s-a întrebat acesta. Retoric, desigur. O agresiune continuă împotriva identității naționale, împotriva simbolurilor și a instituțiilor identitare naționale, începând cu Eminescu, limba română, cu academia, cu școala, cu familia, cu istoria, cu biserica. Îndemnul central e acela la luciditate. Fiți atenți! Detalii citiți despre acest subiect în pagina a treia. Mai aflăm că peste jumătate dintre argeșeni nu plătesc CAS. În Argeș sunt 521.451 de persoane asigurate, dar doar puțin peste 200.000 plătesc contribuțiile de sănătate și ne mirăm că sistemul sanitar este în suferință. Detalii aflați în pagina a patra. Și încă un bloc înghesuit în Găvana, pe strada Alunului din Găvana, a început ieri construcția unui bloc cu 3 etaje, aproape lipit de un alt bloc. Orașul este sufocat de construcții, dar avizele se dau într-o veselie. Detalii despre acest subiect în pagina a 5-a. Mergem și noi mai departe și în pagina a 2-a puteți citi despre pagubă în Ciuperci, mai puțin parlamentari. Este vorba despre faptul că aleșii noștri ori își bat joc de noi, ori ne iau drept mulți. Astfel nu se explică de ce, deși este în vigoare un rezultat clar al referendumului din anul 2009 pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, în această săptămână Senatul a adoptat tacit și un proiect pe lege pe aceeași temă inițiat PMP. Detalii despre acest subiect citiți în pagina a doua. Mergem mai departe și tot aici aflăm că 12 lei costă cartela de masă la cantina studențească. Căminele Universității din Pitești, aflate în strada Gheorghe Doja, însumează 700 de locuri. Toate camerele au fost igienizate, au fost efectuate reparații curente. Una dintre clădiri a avut parte de renovări consistente și tot în Doja aflăm că funcționează o cantină studențească. Meniurile de prânz cu 3 feluri de mâncare sunt servite zilnic între orele 11:30-15:30. Începând cu anul universitar 2018-2019, cartela de masă va fi de 12 lei. Tot în pagina a doua aflați și despre omagiul eroilor din Măgura și mergem mai departe, vă spunem că în pagina a patra aflați despre subvențiile care vor fi acordate în agricultură după 15 octombrie și care este termenul limită la taxe și impozite. De altfel, în pagina a cinci aflăm că orașul Ștefănești vrea să aibă o fântână cum nu mai este alta și încheiem cu pagina a 12-a, dacă doriți să citiți despre Dacia Arcana. Renault testează cu numere de probă în Argeș noul model Arcana pe care l-a prezentat la Moscova luna trecută. Modelul ar putea ajunge sub sigla Dacia în Europa dacă analizele de piață ale francezilor ies pozitive. Așadar, noi ne pregătim pentru că Alisa este gata să ne spună previziunile astrale de astăzi. Berbec. Inițiativele voastre sunt primite cu bunăvoință de colegi, de șefi, dar nu și de membrii familiei. Aveți nevoie de multă energie pentru a convinge pe toată lumea implicată că sunt toți favorizați. Fiți optimiști! Taur.
În aceste zile aveți o mulțime de șanse de a vă îmbunătăți substanțial situația financiară, îndeosebi dacă renunțați la proiectele prea complicate, care se vor finaliza foarte greu, după prea mult timp. Gemeni. Astăzi este bine să nu dați importanță agresivității celor din jur și invidiei celorlalți. Încercați să profitați de energia pe care o aveți pentru a definitiva toate restanțele. Pe plan personal vă merge foarte bine. Rac. După conflictele deschise din ultima vreme la serviciu, astăzi urmează un fel de consens general. Motivul îl cunoașteți foarte bine numai voi. Vă pricepe să stabiliți relații durabile și avantajoase. Leu. Nu adversarii vă creează cele mai mari probleme, ci prietenii cei mai apropiați și colegii de serviciu. Nici persoana iubită nu vă ajută așa cum vă doriți. Vă puteți baza în schimb pe rudele apropiate. Fecioară. Sunteți copleșiți de sarcinile profesionale din ce în ce mai complicate ce vi se distribuie de către partenerii de afaceri. Nici viața de familie nu merge atât de bine cum doriți, din cauza problemelor financiare. Balanță. Sunteți acuzat de prietenii din anturaj că nu vă respectați promisiunile și că sunteți foarte comod. Din nefericire, nu aveți cum să îi contraziceți, așa că preferați să tăceți și să vă retrageți. Scorpion. Astrele vă recomandă să încercați să fiți mai maleabil când cei dragi vor să vă facă confidențe. Dacă îi criticați cu orice prilej, nu vor mai îndrăzni să vă împărtășească sentimentele ori dorințele lor. Săgetător. În această perioadă nu mai aveți răbdare deloc cu persoanele pe care le simpatizați, cu toate că vă puneți în pericol propriile interese. Seara sunt posibile neînțelegeri financiare cu persoana iubită. Capricorn. Încercați să acceptați invitația de a discuta cu cei dragi și mai ales nu refuzați din start sfaturile care vi se dau cu sinceră bunăvoință. Astăzi regretați cheltuielile exagerate, dar faceți imediat altele. Vărsător. Reușiți să depășiți faza de planificare și să vă axați activitatea pe punerea imediat în practică a proiectelor. Sunteți cooptat într-o nouă lucrare și descoperiți că inteligența voastră este apreciată. Pești. Astăzi este o zi foarte norocoasă pentru celibatari. E posibil să faceți cunoștință cu o persoană care vă va ajuta să depășiți această perioadă și vă va oferi șansa de a avea încredere din nou în prieteni. Rămâneți cu noi pentru că urmează Prietena Matinal. De supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă unt Covalact 65% grăsime la doar 5,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Ești pregătit pentru reduceri? Târgul de covoare Carpeta revine! Noi ne-am pregătit pentru tine! Mii de covoare și traverse, sute de modele! Te așteaptă cu reduceri la toate produsele! Vineri, sâmbătă și duminică, 28-30 septembrie, între orele 9-21, în showroom Carpeta Pitești, din Complex Comercial Pitești, Retail Park, Oșan Bradu, găsești reduceri de toamnă la covoarele tale preferate! Carpeta. Covoare pentru fiecare! Hotel Star, în Budeasa, un reper al resorturilor de 4 stele. Bucurați-vă de evenimentele private alături de prieteni. Sală cu 500 de locuri, fine dining, candy bar, fruit bar. Profesioniști în evenimente. Hotel Star, nuntă sau botez de 4 stele. Ești pregătit pentru reduceri? Târgul de covoare Carpeta revine! Noi ne-am pregătit pentru tine! Mii de covoare și traverse, sute de modele! Te așteaptă cu reduceri la toate produsele! Vineri, sâmbătă și duminică, 28-30 septembrie, între orele 9-21, în showroom Carpeta Pitești, din Complex Comercial Pitești, Retail Park, Oșan Bradu, găsești reduceri de toamnă la covoarele tale preferate! Carpeta. Covoare pentru fiecare!
Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată, oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune îți zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâneri. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă unt Covalact 65% grăsime la doar 5,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Să nu fii. Instalează-ți detectoare de gaz și incendiu. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România. Evenimentele apar și dispar. Acțiuni și reacțiuni. Se schimbă mentalități. Lumea se schimbă. Noi, echipa de la Observator Antena 1 Pitești, suntem aici. Sunt Cristina Munteanu și de 22 de ani sunt mereu cu tine. Am revenit și prietenul nostru la matinal în această dimineață este domnul Alin Călinescu, manager Centrul Cultural Mioveni. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație! Eveniment deosebit la finele acestei luni, mai exact în perioada 28-30 septembrie, în Centrul Civic din Mioveni. Vă las pe dumneavoastră să ne spuneți despre ce este vorba, să-i anunțăm pe argeșeni. Da, la finalul acestei săptămâni și implicit acestei luni organizăm Sărbătoarea Recoltei. Este un eveniment mare pe care orașul Mioveni îl organizează an de an. Avem meșteri populari, apicultori, producători agricoli și două zile de spectacol, sâmbătă și duminică, unde vom avea recitaluri de muzică ușoară și muzică populară. Cine va cânta? Sâmbătă va fi ziua destinată muzicii ușoare, va fi invitată la Luca, iar duminică, muzică populară, Petrică Moțu Stoian și Steliana Sima. Am înțeles. Am citit undeva că aveți... Plus artiștii noștri locali pe care îi promovăm la fiecare eveniment și cu care ne mândrim. Am citit undeva, pentru argeșeni foarte important, că aveți și o testare a glicemiei. Va fi amplasat un cort în zona? Da, va fi la Centrul Cultural.
Așa s-a întâmplat și anul trecut și o să repetăm și anul acesta. Ați invitat-o și meșteșugarea zonei argeșene, pentru că am înțeles că este și un târg al meșteșugarilor. Da, v-am zis, vor fi apicultori, vor fi producători agricoli, meșteri populari. O să fie un eveniment foarte interesant, unde invităm toți cetățenii orașului Mioveni și nu numai. Ne-am bucurat să vină și de la Pitești. Da, tocmai de aceea vrem și noi să informăm pe telespectatori. Și duminică, 30 septembrie, în încheiere, am înțeles că este un concurs. Da, va fi organizat un concurs. La fel a fost făcut anul trecut pentru prima dată. Atunci s-a desfășurat la Centru Cultural. De data aceasta se va desfășura pe scena amplasată în Centrul Civic din orașul Mioveni. Va fi un concurs de dulceață organizat de un grup de doamne foarte drăguțe. Am înțeles, foarte așa. Deci vor arăta maestria. Sună foarte dulce. Cine va fi juriul? Din curiozitate, n-am stabilit deocamdată juriul. Din câte am înțeles, eu voi face parte din el. Dar nu este stabilit. Urmează să-l stabilim. Mai mult domn, nu? Ca să le poată aprecia pe doamnele bucătărese. Cred că da. Da, am înțeles. Mai avem ca și perioada premergătoare, ca și perioada următoare, 12-14 octombrie, un alt eveniment foarte important la Mioveni. Iubitorii de artă, de cultură, știu că aveți ediția 15 a Festivalului Național de Teatru Ludicus. Exact, da. În perioada 12-14 octombrie se va desfășura în cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Teatru pentru Amatori, Ludicus. Am specificat pentru amatori pentru că nu vreau să fac o confuzie cu Festivalul de Teatru care se desfășoară în luna martie a fiecărui an la Mioveni. Este un festival destinat tinerilor. Sunt 8 trupe în acest an invitate din mai multe orașe și zone din România. Din juriu vor face parte actrițele Paula Chirilă și Iulia Verdeș. Va fi un regizor invitat de la Craiova, care de asemenea Laurențiu Tudor se numește, va face parte și el din juriu. Ne așteptăm la spectacole de calitate. Cred că cei care vor participa la acest festival sunt potențial viitori actori, pasionați de artă și de teatru. Și noi ne-am pregătit cum se cuvine pentru acest eveniment. Sperăm și ne dorim din tot sufletul ca spectacolele să fie la nivelul așteptat. Așteptați sau se vor înscrie elevi de gimnaziu, de liceu, studenții, amatori? Da, nu, sunt și amatori, sunt și elevi, sunt până în gimnaziu trupele. Am înțeles. Și nu sunt profesioniști, asta am specificat de la început, dar probabil că spectacole, eu am văzut câteva filmări pentru că am făcut parte din comisia de selecție. Și spectacolele se văd că au idee regizorală în spate, nu sunt niște spectacole făcute haotic. Cu siguranță au lucrat, s-au pregătit pentru acest eveniment și consider că nu este primul festival la care participă. Ludicus deja și-a creat un nume, este un brand la nivelul județului Argeș și sperăm ca în anii următori să-l promovăm cât mai puternic ca să devină și mai mare, să crească. Așadar avem în septembrie sărbătoarea recoltei pe Valea Argeșului, în octombrie avem un Ludicus, ce urmează în noiembrie? Din data de 17 septembrie deja am reluat cursurile la Centrul Cultural Mioveni, nu se vor desfășura în continuare, iar luna noiembrie este luna în care pregătim tot evenimentul, tot calendarul de activități pentru luna decembrie, care în acest an va fi una foarte bogată. Vom avea un eveniment pe data de 1 decembrie, vom avea târgul de Crăciun pe 6, 7, 8 și 9,
Este o schimbare față de anul 2017, când Târgul de Crăciun s-a desfășurat la finalul lunii decembrie. Acum am ales perioada de început a lunii decembrie. Și după mulți ani, la Mioveni se va organiza un spectacol noaptea dintre ani. Cine cântă? Nu știm. Nu se știe. Nu știm cine cântă nici la Târgul de Crăciun. Doar că ne dorim să fie un eveniment de anvergură, un eveniment mare, pentru că din luna aprilie, de când eu am venit la Centrul Cultural, a fost o dorință ca un centru civic, la fiecare eveniment pe care Centrul Cultural împreună cu Consiliul Local și cu Primăria orașului Mioveni le realizează, ne-am dorit ca platoul să fie plin. Este un obiectiv pe care îl avem la fiecare eveniment. Vrem artiști mari, ne-am obișnuit, publicul din Mioveni în anul acesta a fost Delia, a fost Dorian Popa, un singur artist care a umplut de 1 iunie tot platoul din Centrul Civic și a stat la autografe până la 12 noaptea. Delia la zilele orașului, va veni Tudor Gheorghe, iar Târgul de Crăciun este un eveniment special al orașului Mioveni și ne dorim un eveniment de anvergură. Vom face o selecție, se va face caietul de sarcini și cine va câștiga licitația cu artiștii pe care ne-i dorim, în funcție de punctajul care se va realiza. Preferați cine sunt? Că aveți o listă așa în preferințe. Am făcut o selecție pentru că a fost nevoie atunci când pregătim, este nevoie atunci când pregătim caietul de sarcini să facem o listă mai mare de artiști, pentru că există posibilitatea să nu fie disponibil și să trebuiască să alegem altceva și este nevoie să facem o arie mai mare. Dar cu siguranță vor fi deci nume nu ne importante. Cine sunt primii, nu pentru primele că, nume nu pentru că nu pentru că nu știu și aș spune o prostie dacă... Mergem mai departe. Ați dorit să faceți schimbări în structura cursurilor oferite de Centrul Cultural Mioveni atunci când ați venit în funcția de manager. Ce schimbări ați făcut și ce plusuri ați adus pentru copiii din Mioveni? Da, de când am venit la Centrul Cultural, am urmărit cu foarte mare atenție desfășurarea cursurilor pe care noi le avem ca și activitate la Centrul Cultural. Am participat la repetiții, am văzut despre ce este vorba și în funcție de aceste criterii am făcut o selecție. Am renunțat la o parte dintre ele, cred că la 6 cursuri, și am merge mai departe cu încă 12. Ne dorim să fie eficiente, ne dorim ca atunci când părinții vin și își aduc copiii la cursurile de la Centrul Cultural, vrem ca după o perioadă și la finalul unui ciclu să poată să prezinte ceva publicului, pentru că Primăria, Consiliul Local și Centrul Cultural investesc bani în aceste cursuri și dacă tot investim bani, ca și în celelalte domenii în care activăm, vrem să existe performanță. Eu pe asta pun baza cea mai mare, pe performanță și pe studiu, pentru că asta îi ajută să se dezvolte. Și nu vrem să vină doar până la Centrul Cultural să stea 2 ore și să plece așa cum au venit. Să înțeleg că a fost mai mult o restructurare, o eficientizare a... Hai să-i spun o suspendare. Am înțeles. Da. Cum ați caracteriza echipa Centrului Cultural Mioveni? Pentru că știu că mizați pe o echipă, lucrurile nu pot fi făcute de unul singur. Atunci când ai o echipă bine pregătită în spate, poți face lucrurile așa cum trebuie. Echipa Centrului Cultural din Mioveni este o echipă tânără, dornică de muncă, performantă, echilibrată și cu multă dăruire. Sunt foarte mândru că am o asemenea echipă la Centrul Cultural. Mă bucur în fiecare zi când mă duc la muncă și mă întâlnesc cu ei. Stăm la masă, scriem proiecte împreună, discutăm, facem ședințe săptămânale în care luăm decizii și este o bucurie să lucrez cu ei. Chiar mă simt norocos pentru că am găsit o echipă tânără și
atât de dornică de muncă. Iubesc pe toți. Știm că Mioveniu, de fapt, cine ajunge Mioveniu cam așa după amiaza, începând cu orele 16, poate vedea liniștit cât de mulți copii sunt, cât de mulți tineri sunt în Mioveni. Și știu că unul din proiectele dumneavoastră pe care l-ați propus la un moment dat a fost acela de a înființa un cinematograf. Cum a rămas această idee? Și... Bun, este un subiect pe care eu mi l-am dorit foarte tare. Ideea este în felul următor, că am luat legătura cu mai mulți operatori economici pentru înființarea unui cinematograf. Doar că noi avem foarte multe cursuri la Centrul Cultural care se desfășoară la diferite ore. Avem evenimente, lansări de cărți și cumva s-ar suprapune. Nu am renunțat la această idee, dimpotrivă mi-o doresc, doar că cumva trebuie sincronizate și găsită o soluție bună atât pentru centru cultural cât și pentru operatorul economic, pentru că noi ca și instituție nu ne permitem o asemenea investiție, este vorba de 100 și ceva de mii de euro, doar investiția în logistica unui cinematograf. Și trebuie să căutăm o soluție prin care să reușim să ne sincronizăm ca și timp. Nu știu dacă se va realiza și dacă se va concretiza, ideea este că ne dorim. Care este relația cu autoritățile locale? Vă susține în toate demersurile? Relația este una foarte bună. Pe această cale vreau să mulțumesc Consiliului Local și Primăriei orașului Mioveni pentru toată susținerea pe care o acordă Centrului Cultural și în nume propriu vreau să le mulțumesc. Consider că prin munca pe care am depus-o în cele 6 luni de mandat ne-am ridicat la așteptările pe care dumnealor le au de la instituție și de la manager. Ne dorim continuitate, este cel mai important lucru și îi asigur de toată munca și puterea de implicare în ceea ce ține de Centrul Cultural din Mioveni. Și o ultimă întrebare, pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Dacă v-ați confrunta cu vreo situație dificilă de când sunteți manager al Centrului Cultural Mioveni și cum ați rezolvat-o, acea situație, care a fost aceea, dacă a existat, desigur? Nu sunt o persoană colerică, nici recalcitrantă și încerc să gestionez situațiile dificile cu calm, așa fel încât să găsim cea mai bună rezolvare din toate punctele de vedere. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, multă putere de muncă, pentru că urmează toate aceste activități. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție. Alisa ne spune partenerii noștri de astăzi. Desigur, le mulțumim Taj de Secret Garden, Ioana Duță Studio, Floria Altceva, Chic Boutique și Prăjiturile Mihailei. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Rămâneți în continuare cu programele Antenei 1 Pitești și ale Antenei 1, desigur. Vă dăm întâlnire mâine dimineață la aceeași oră. La revedere! Ești pregătit pentru reduceri? Târgul de covoare Carpeta revine! Noi ne-am pregătit pentru tine! Mii de covoare și traverse, sute de modele! Te așteaptă cu reduceri la toate produsele! Vineri, sâmbătă și duminică, 28-30 septembrie, între orele 9-21, în showroom Carpeta Pitești, din Complex Comercial Pitești, Retail Park, Oșan, Bradu, găsești reduceri de toamnă la covoarele tale preferate! Carpeta, covoare pentru fiecare! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade.
acum la ofertă unt Covalact 65% grăsime la doar 5,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Ești pregătit pentru reduceri? Târgul de covoare Carpeta revine! Noi ne-am pregătit pentru tine! Mii de covoare și traverse, sute de modele! Te așteaptă cu reduceri la toate produsele! Vineri, sâmbătă și duminică, 28-30 septembrie, între orele 9-21, în showroom Carpeta Pitești, din Complex Comercial Pitești, Retail Park, Oșan, Bradu, găsești reduceri de toamnă la covoarele tale preferate! Carpeta, covoare pentru fiecare! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.